Bună ziua și bine v-am găsit! Vă invităm să rămâneți alături de noi într-o nouă emisiune care are ca scop creșterea gradului de informare și conștientizare asupra măsurilor de prevenție, depistare precoce și tratament precoce al cancerului de coluterin. Cea mai comună formă de cancer de coluterin începe cu leziuni precanceroase și este nevoie de o perioadă îndelungată până la dezvoltarea cancerului. Mai multe despre acest subiect veți afla de la invitata noastră, profesor universitar dr. Anca Ileana Sin, medic primar în anatomie patologică. Bine ați venit, doamna doctor, vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi astăzi. Bine v-am găsit, îmi face mare plăcere să vin întotdeauna în acest studio, care de data aceasta lasă energiile să curgă într-un flux benefic pentru fiecare. Mă bucur întotdeauna de prezența dumneavoastră și îmbrățișez cu un gând frumos pe toți cei care vor asculta ceea ce vom discuta noi astăzi. Vă mulțumim frumos! Doamna doctor, o primă întrebare. Să începem cu a descrie cancerul de coluterin din perspectiva dumneavoastră ca medic primar în anatomie patologică. Da, cancerul de coluterin este într-adevăr o, o problemă gravă de sănătate și în țara noastră, de fapt, este una dintre cele mai frecvente patologii maligne ale femeilor. Din păcate și cu mortalitate foarte mare și cu o incidență care crește de la an la an. Am vorbit de această, am spus de mortalitate mare. De ce? Pentru că, din păcate, Femeile se prezintă într-un stadiu tardiv al evoluției acestor leziuni, când deja uh, posibilitățile terapeutice sunt, devin uh, foarte limitate. Factorul de risc uh, cel mai important este papiloma virus, de care cred că toată lumea a auzit deja. Dintre cele peste 120 de tulpini, uh, 15-16 de fapt acum sunt, prezintă un factor de risc foarte mare în producerea diferitelor forme de cancer, de cancer uterin. În afară de papilomavirus există o serie întreagă de, de, de factori care contribuie, care pot contribui atât la instalarea cancerului de col cât și la evoluția lui nefastă. Și amintim, fumatul, contraceptivele hormonale, o serie de comorbidități, cum ar fi diabetul zaharat, obezitatea. Pe urmă, vârsta la care se începe viața sexuală, viața sexuală începută la vârste tinere, lipsa igienei. În afară de toate acestea, sigur că există și alte virusuri pe lângă papiloma virusul. Virusul pe care noi le depistăm în momentul în care vedem frotiurile de la de citologie, de la screening. Și de multe ori întâlnim herpes virusul sau întâlnim alte animăluțe, cum le spunem noi, clamidia și așa mai departe. Toate au niște caracteristici precise, deci uh, diagnosticul se poate, se poate stabili foarte, foarte precis. Acum, uh, vorbind de cancer, în sine cancerul este un, uh, un proces uh, multistadial care am spus că uh, are o anumită evoluție, sunt implicați mai mulți, uh, mai mulți factori de risc, dar există și un factor genetic. Deci vorbim și de, puțin și despre uh, această, acest factor la nivel uh, intim celular, la nivel de genă. Va exista întotdeauna un factor perturbator, un moment declanșator, când uh, niște gene cu un comportament normal, la un moment dat, își pierd această normalitate. Și vor exista uh, niște elemente dominante care vor face aceste gene să-și schimbe comportamentul. Și în ce constă schimbarea comportamentului? Genele acestea deja uh, pre vor prezenta perturbări în ceea ce privește uh, factorii de creștere, semnalizarea intercelulară uh, și va apare un fenomen care de fapt este uh, fenomenul declanșator al instalării unui cancer și derularea lui, îl numim imortalitate. Ce înseamnă asta? Sigur, termenul sună destul de frumos, dar în fond este foarte periculos. Începe o înmulțire aberantă celulară, o mulțire care scapă de sub controlul organismului. Celula canceroasă are o durată mult mai mare de viață, deci se mulțește haotic. Fiecare dintre noi avem un ceas biologic, un ceas reglator în organism, pentru că toate organele comunică între ele, deci există acea homeostazie a mediului intern, există un echilibru intern al organismului care în anumite situații poate să fie perturbat. Și atunci se scapă de sub controlul acesta foarte important pe care îl avem fiecare din noi. Asta se întâmplă și în cancer. Și atunci niște uh, elemente numite proto-oncogene devin oncogene. Bine, sunt uh, termeni profesionali, termeni științifici, dar uh, le-am spus uh, totuși uh, denumirea. În momentul în care uh, apare această înmulțire uh, aberantă, deja uh, s-a declanșat uh, procesul malic. Și aici, asigur că vor concura și ceilalți factori potențatori ai acestei evoluții nefaste a cancerului, factor pe care noi i-am amintit deja. Dacă persoana respectivă mai are și uh, o tulpină uh, periculoasă de papiloma virus, 16 sau 18, astea sunt foarte periculoase, și care persistă fără tratament, femeia nu se prezintă la un control. A să fie depistată din timp și să, să fie supervizată această evoluție, atunci, cu siguranță, ă, cancerul acesta care s-a declanșat și care și el poate fi depistat într-o fază zero ă, își va urma cursul. De-a lungul timpului, anilor, asta depinde și de fiecare organism și de puterea de apărare a fiecărui organism. Acum, din punct de vedere al anatomopatologului, Vorbim de cancer în general, de cancerul de coluterin. Acesta are mai multe forme histologice, nu voi intra în, în detalii de specialitate, dar toate femeile trebuie să știe că există două tipuri de cancer foarte periculoase. Carcinomul epidermoid, carcinomul scauamos pe care îl întâlnim foarte frecvent și ăsta îl depistăm în general pe lame când femeia vine prea târziu. Așa și uh, adenocarcinomul, pe urmă, sunt tumori mixte, sunt o serie de tumori mai rare, cum ar fi limfome sau melanoame, dar uh, este un, un tablou foarte complex uh, a acestei patologii la nivelul colului uh, uterin. Uh, în momentul în care pui un diagnostic histologic de cancer, da? femeia a trecut prin diferite etape, s-a depistat cancerul, a ajuns piesa la anatomie patologică, așa s-a dat diagnosticul, forma sau subtipul, că și la rândul lor aceste forme au și subforme și subtipuri. Deci, vă dați seama la ce este expusă uh, femeia. De la ce suntem tot, toate femeile expuse. Și uh, atunci se face și o gradare lezională și aici avem acel cancer în stadiu zero. Pe urmă se ajunge la stadii mai avansate, cu metastaze, locuri regionale, cu metastaze la distanță, stadiul 4, cel mai grav. Pe urmă trebuie să ne uităm la celulele care uh, alcătuiesc aceste tipuri tumorale. Ele pot să fie bine diferențiate, să semene cu celulele țesutului uh, normal, țesutului de bază, într-un fel, exceptând uh, manifestarea aberantă pe care o au, uh, pot să fie mediu diferențiate sau pot să fie uh, nediferențiate, anarhice, când nu mai seamănă deloc. Cu uh, structura țesutului uh, colului uterin din care a pornit uh, cancerul. Deci acelea sunt cele mai periculoase. La nivelul glandelor endocervicale, deci în afară de cancerul ăsta, mai avem și adenocarcinomul. Iar adenocarcinomul este un, uh, o formă de cancer a glandelor, care și el poate să fie depistat la timp, într-o fază in situ, cum îi spunem noi, într-o fază zero, uh, la, un, la, un, la un screening. Și atunci este târziu, dar. Bineînțeles că uh, putem să depistăm și prezența papiloma virusului, bine, și prin testare, dar și la nivel de uh, citologie, deja, pentru că există niște celule caracteristice care ne demonstrează că acolo se găsește un virus papiloma. Nu putem ști citologic ce tip de papiloma este, se va face testarea și noi o vom face. Pentru că aminteați mai devreme de screening, vă aș întreba de ce considerați că România are nevoie de un program național de testare de pistare precoce. Acum, dacă ne gândim așa, și la nivel mondial și european, există foarte multe organizații de implementare a screeningului pentru prevenirea cancerului de col. Și încă din 2003, mi-am notat aici, strategia uh, europeană prevedea lansarea unor programe de anvergură, unor programe de, de screening. Și România a fost invitată să adere la aceste programe de screening, să adere cu un sistem uh, bine pus la punct, de chemare, rechemare, și pe, să se stabilească, mai ales uh, în urma diagnosticului, uh, și un sistem uh, centralizat de control, de urmărire. Acum, bineînțeles că nu numai la noi, dar și în multe țări europene, n-a existat o consecvență în, în desfășurarea acestor programe așa cum ar fi trebuit sau la cotele la care s-a cerut să se desfășoare aceste programe. Și... Din păcate, România și Lituania au fost mulți ani de zile pe locul întâi la, la mortalitate prin cancer de coluterin. Am fost locul 2 în Europa ca și incidență, dar vom vorbi despre lucrurile astea mai târziu. Da. Însă, acum... În ceasul al 12-lea, cum să spun, acum este momentul să avem un program de screening foarte riguros, un program de screening credibil și consecvent. Deci, ceea ce se întâmplă acum este un lucru extraordinar pentru sănătatea femeilor. Pentru că în momentul în care ai un program de screening bine pus la punct, atunci rata de producere a cancerului de, de, coluterin poate să se reducă chiar cu 80%. Deci asta este foarte mult. Acum, acest program de screening este important nu numai pentru depistarea formelor de cancer și Bineînțeles, fericitul caz, cancer în stadiu 0, ci și pentru depistarea, cum a spus și la început, a leziunilor precanceroase, care sunt numeroase și care pot să evolueze în timp spre un, spre un cancer de coluterin. Și aceste leziuni precanceroase pot fi depistate prin screening. Și în momentul acela există o conduită specifică, țintită, pentru fiecare tip de, de astfel de leziune care neglijată poate să ducă la cancer. Vă întrebam nu întâmplător doamna doctor mai devreme, de ce România are nevoie de un program național de screening. Tocmai în ideea în care suntem ocupăm un loc negativ în Europa din punct de vedere al, al incidenței, din punct de vedere al cazurilor grave care ajung da. destul de târziu. Și, pornind de la această idee, v-aș întreba dacă considerați că, în România, există o mentalitate socială deschisă și orientată spre screening. Cum am spus de aceste programe, că acest program, cu asta încep, trebuie să fie credibil și cu rezultate vizibile ca să poată să învingă încă o mentalitate care pune piedici. Deci, încă nu putem vorbi, în acest moment, de o mentalitate socială deschisă spre screening, dar noi sperăm că lucrurile acestea se vor rezolva. Nu va fi ușor. Deci avem nevoie de acea strategie inteligentă, bine pusă la punct, ca să modifice conștiințe. Eu am fost foarte plăcut impresionată la programul acela de deschidere, deci în zilele de deschidere a programului de screening a acestui, da, acestui mare proiect național, unde am văzut uh, mult entuziasm și o ținută profesională excelentă a uh, persoanelor care fac parte din, uh, din acest program. Deci, uh, eu sunt uh, foarte optimistă în acest sens. Cum credeți că putem să combatem această mentalitate de tipul asta nu mi se poate întâmpla mie sau acum nu este momentul pentru un astfel de test? sau Acum uh, am alte priorități. Uh, da, uh, spuneți o mare adevăr aici femeile ar trebui să fie educate în sensul menținerii sănătății. Asta este foarte important și a importanței prevenției afecțiunilor care uh, vedem că le, poate, uh, le pot periclita uh, viața. Uh, ar trebui uh, un program național de, uh, de informare, o campanie serioasă de informare, sigur că au mai fost și sunt, dar una serioasă și consecventă, da? Asta este de importanță vitală, în care să se expună toate, toate pericolele acestea de, de producere a cancerului de col uterin, să se sperie Efecteța persoanele care la trebui să de fie conștientizare. Da, asta, da, a pericolului. Așa se poate, da. Că, de fapt, coerciția face civilizația. Asta este foarte clar. Și și aici ar trebui să fie astfel de programe. Uite, va fi o caravană care va merge pentru recoltări în locuri mai izolate, în sate. Ei, acolo poate să fie și un medic care să se întâlnească cu femeile din locul, din locul respectiv și să fie prelegeri referitoare la uh, acest pericol care, care le paște, să le conștientizeze, cum a spus, uh, de acest pericol și să le uh, facă, într-un fel, să se, prezinte, să se prezinte la medic. Și chiar pot fi făcute filmulețe uh, pe înțelesul tuturor. Filmulețe care vor avea un impact emoțional, cum, cum le place să spunem, da? și cum trebuie să spunem uneori, dar este foarte important. Și aceste, acest program de screening să fie popularizat mai mult. Să da. fie foarte cunoscut. Și să fie cunoscut. Și Asta se să se înțeleagă, cred, da. foarte bine faptul că vorbim despre o afecțiune care poate fi evitată cu ușurință da. prin testări Și medicul penelite. de familie, iarăși. Medicul de familie are un rol foarte mare. Medicul de familie se întâlnește cu atâta lume acolo, la, la cabinetul uh, medical, nu? Cu multe femei. Deci are un rol hotărător. Ne-am văzut în programele de screening pe care le-am avut cât de important era să fie un medic de familie care să facă această educație medicală femeilor. Și acolo erau uh, zone unde, într-adevăr, adresabilitatea era chiar mare și alte zone în care era, era foarte scăzută. Deci este este Indi, foarte foarte important, că pentru că de... femeile nu se prezintă din, din foarte multe motive, din necunoștință de cauză, din pudoare unele, nu, uh, motive religioase. Deci sunt foarte multe motive pentru care nu se prezintă și neglijența, bineînțeles, că și asta este. chiar femei bine educate și toți și care ar putea să fie conștiente de această problemă, ne o neglijează. Pe principiu, că mie acum nu mi se întâmplă chiar anul ăsta sau mai știu exact. eu, da, sau nu sunt sau eu aia care pot să... Sau nu, nu simptome, mă simt da, bine, absolut. nu da. e cazul. Da, da, Așa e. Cât de importantă considerați că este educația pentru sănătate în rândul copiilor și care considerați că ar fi vârsta potrivită pentru astfel de discuții legate de HPV și cancerul de coluterin? Da, este o întrebare foarte, foarte binevenită, foarte importantă. Pentru că fetițele, în special, ar trebui să fie educate în școală ca să se respecte în sensul prevenției acestor afecțiuni din sfera genitală. În afară, și o să vă dau un exemplu, Olanda, pentru că acolo locuiesc copiii mei, nepoții mei, acolo educația sexuală începe la 12 ani. Deci săptămânal ei au uh, ore de educație se, uh, sexuală unde li se prezintă toate uh, consecințele unei uh, vieți sexuale uh, dezordonate, lipsei de igienă, folosirea contraceptivelor uh, de la vârste foarte frage, de a partenerilor multipli. Uh, se vorbește mult. Eu am vorbit cu nepotul meu și mi-a spus aceste lucruri. Deci era foarte... că și bărbați, și băieții participă, nu numai fetele, pentru că uh, se extinde puțin acest, uh, acest program. Deci aceste prelegeri se extind și la alte lucruri legate de educația sexuală. Uh, și uh, li s-a vorbit și de posibilitatea de a se, uh, de a se infecta. Păi, sigur, Chiar, că atunci și da. când vorbim de riscul infectării cu HPV, da. nu ne referim doar la femei, ci și la bărbați. Bineînțeles, dar uh, li s-a spus și despre acest, uh, despre acest lucru și sunt și materiale ilustrative, deci uneori foarte dure. Eu am fost mirată când mi-a spus ce a văzut, dar uh, sunt prezentate și sistematic și săptămânal au aceste ore de, de, de educație medicală, da, în, în sfera genitală. Pe urmă, în familie, deci nu numai școala, și în familie, mamele cu un anumit grad de educație ar putea să facă acest lucru, să completeze ceea ce se face la școală. Deci ar fi binevenită să eliminăm uh, chestia de, de, de pudoare sau de, de pudoare prost înțeleasă la un moment dat, pentru că sunt lucruri cu care se vor confrunta și vor fi, vor fi în necunoștință de cauză, vor fi luați, luați prin surprindere. Și asta se întâmplă de cele mai multe ori. Și dacă din, și din familie, nu numai din școală, nu li se spune să se adreseze medicului, uh, să aibă grijă de sănătatea lor, atunci nu vor face niciodată. Sau vor, o vor face când va fi prea târziu. Dacă ar fi să concluzionăm care sunt beneficiile majore ale unui program de screening? La nivel uh, național. Deja, da, am conturat uh, o parte din aceste beneficii. Deci, uh, în primul rând, uh, femeile, prin aceste, în acest uh, program de screening, trebuie să fie uh, conștiente că un simplu test, Papa Nicolau, le poate salva viața. Deci, uh, sunt cuvinte mărunte, dar, în fond, sunt, sunt adevăruri mari și le pot feri de consecințele grave ale unui cancer în evoluție. Și este foarte important dacă s-au prezentat la medic nu numai cu leziuni precanceroase. Deja să spunem că este un cancer in situ, un cancer în stadiul zero. Este o formă de cancer care se poate vindeca. Nu s-au prezentat într-un stadiu zero, s-au prezentat când este deja un cancer în evoluție, dar fără metastaze. Au șanse să supraviețuiască să supraviețuiască ani de zile cu tratamentele care uh, se, le se oferă acum și cu conduita de control și tot ce se întâmplă după, după aceea. Deci, acest lucru este foarte important să se adreseze uh, medicului. Și este un test uh, nemutilant, gratuit și după diagnostic uh, vor beneficia de un tratament, uh, de un tratament adecvat și vor fi preluate în cazul unui protocol de supraveghere și control. Deci beneficiile sunt numeroase. Um, care este rolul uh anatomopatologului în stabilirea diagnosticului de cancer de col. Uh, Anatomopatologul are într adevăr un rol hotărâtor. În momentul în care în niște uh, frotiuri, trei frotiuri uh, cu recoltarea din uh, de pe suprafața exocolului, din endocol și dintr un sac, când un fund de sac vaginal, aceste trei lame uh, pot să ofere un tablou lezional uh, foarte complex. Și am ilustrat acest lucru prin slide-urile care sunt prezentate, ce se poate vizualiza pe un astfel de frotiu. Deci, bine, sunt și câțiva termeni de specialitate, dar am vrut să se, vadă cât o parte de, să se vadă o parte din patologia care poate fi depistată pe lamă de la modificările uh, citologice uh, reactive reparatorii uh, la toți agenții ăștia etiologici care produc toate tipurile de cervicite, pe urmă cervicite produse de uh, dispozitivele uh, contraceptive intrauterine. Pe urmă, o serie de atipig glandulare reactive, infecția cu virusul papa Nicolau care se poate vizualiza foarte bine pe lamă. Sunt niște celule specifice cu un halou în jurul nucleului, deci este ușor de vizualizat o astfel de celulă și de depistat, chiar și de un începător în citologie. Pe urmă, sunt o serie de, de alte procese reparatorii pe care le numim metaplazie squamoasă, glande mulțite în exces, acea hiperplazie lobulară, microglandulară, polipi, de care toată lumea a auzit. Și pe urmă sunt aceste leziuni precanceroase care au o codificare, se numesc CIN, neoplazie cervicală intraepitelială. Se va poate vedea asta pe ori, pe buletinul histopatologic care a găsit o astfel de leziune. Pe urmă, leziuni intraepiteliale care pot să fie scoamoase, deci carcinomul acela epidermoid din situ, care este foarte frecvent, sau intraepiteliale glandulare, când la nivelul glandelor din col, se depistează celule care prezintă niște modificări ce constituie un semnal de alarmă. Și, bineînțeles, un adenocarcinom in situ. Deci, rolul anatomopatologului sau acitologului, care poate să nu fie numai anatomopatolog, dar ar fi bine să fie anatomopatolog, pentru că, oricum, este o patologie foarte vastă și atunci poți să depistezi tot ceea ce îți oferă un tablou lezional și poți să dai un diagnostic histologic, nu histologic, citologic, care să ajute diagnosticul histopatologic mai târziu. Deci el trebuie să ofere citologul toate datele necesare clinicienilor pentru o conduită terapeutică adecvată, după cum se vede și pe slide-ul pe care îl aveți în față. Pentru că această patologie, după cum v-a spus, a colului uterin, este deosebit de perversă și de, de complexă. Aminteați mai devreme de, despre testele care salvează vieți. Cred că le putem numi așa pentru. Da, că așa este. Așa sunt este da, e mare adevăr. Forme ușoare de a testa la îndemâna tuturor și care pot să prevină situații extrem de neplăcute. Care sunt aceste teste? Testele care se folosesc, deci este testul de elecție folosit în toată lumea, testul Papa Nicolau Este, am spus, am spus mai înainte, un test nemutilant, un test care este, durează câteva minute Deci femeile se pot, este gratuit în cadrul programului de screening Noi fac, vrem acum să, să facem și testul Papa Nicolau în mediul lichid am omis să discutăm de lucrul ăsta și la, la acea deschidere a acestui program, pentru că au fost atâtea, de, atât de multe lucruri de spus și încă nu știam dacă vom reuși să facem acest lucru, dar vom reuși. Este un test, în fond, simplu, dar oferă niște avantaje, pentru că în momentul în care se, se prelucrează. Lamele acestea pentru citologie pot să existe tot felul de artefacte, pot să existe o serie de, de probleme care să împiedice interpretarea rezultatului. Se descoamează cantități mari de celule, de exemplu. Poate să existe un material infl inflamator abundent care poate să mascheze celelalte structuri de pe lamă. Foarte multe hematii. Nu? Deci. Această metodă înlătură acest inconvenient deci, practic, nu... crește precizia testului. Da, da, și mai ales că celulele care vor fi vizualizate vor fi separate de mucus, de, de alte elemente care, bineînțeles, inevitabile le găsești pe lamă și care nu întotdeauna te îndrumă spre un diagnostic, ci pur și simplu le găsești, le vezi, nu că le ignori, dar n-ai ce face și uneori chiar poți să mascheze structuri importante. Deci acolo tu ai o acuratețe foarte mare a diagnosticului prin faptul că separ celulele care trebuie citite de interpretate de restul structurilor pe care le găsești pe lamă. Și bineînțeles că foarte importantă testarea HPV. Deci asta este este un test care în anumite țări, de exemplu, se face înaintea unui test screening, mai ales când mijloacele financiare sunt precare, că atunci mergi simțit în control de screening cu femeile care prezintă într-adevăr o, o patologie care poate duce la un cancer de coluterin, da, dacă ai, de, dacă ai depistat tulpina, care, de asta, de este foarte, da, care este un factor de risc. Uh, și, bineînțeles, că uh, la noi vom face acest test HPV în cadrul programului de screening și aici vom depista uh, la femeile care deja uh, au uh, un diagnostic citologic, de, de uh, coilocite, că astea sunt celulele care sunt caracteristice uh, infecției cu HPV, la aceste femei se face testarea și se va depista ce tulpină există uh, acolo. Da? Și dacă este o tulpină care prezintă un risc, atunci este o conduită mai departe care le va salva. Când se ajunge la citologia cervicală ca și etapă în parcursul de evaluare a stării de sănătate? Citologia citologia cervicovaginală, deci citologia din cadrul screeningului deja constituie o etapă a acestui program, o etapă de evaluare a stării de sănătate. Și Uh, rezultatele, vor fi, rezultatele care se vor obține vor fi incluse în protocoale de evidențiere a stării de sănătate a pacienților care au beneficiat de acest program de prevenție. Deci va fi o parte foarte importantă. Ne vorbeați mai devreme despre statisticile cu privire la cazurile de cancer de col uterin în raport cu grupele de vârstă. Ne-ați putea dezvolta puțin Acum, ca și grupe de vârstă, cam 20% dintre cazuri de, de, cazuri de cancer apar peste 60 de ani. Cele mai multe cazuri sunt între 35 și 45 de ani, mai puține sub 20 de ani. Acum, limita aceasta, adică perioada aceasta, intervalul acesta dintre vârsta cea mai mică și vârsta cea mai mare se tot lărgește. Pentru că, din păcate, depistăm uh, multe cazuri chiar la uh, 20 de ani și am avut și cazuri pe care le-am depistat chiar uh, la vârste mai tinere, deci sub 20 de ani. Deci, uh, și ca grupă cu de, de risc mare, este între 35 și 45 de ani. Atunci este cel mai mare risc de apariția cancerului de colon. Ce observații aveți cu privire la evoluția cazurilor de cancer de col uterin în România? Câteva lucruri le-am spus la început. Bineînțeles că, într-un fel, situația este staționară. Acum, am ilustrat pe, slide-ul pe care îl vedeți situația și pe plan, un pic pe plan mondial, ca să nu ne de decupăm din context. Deci, pe plan mondial, la fiecare două minute, o femeie moare din cauza cancerului de colin uh, uterin. Uh, la nivel global, în fiecare an, aproximativ 570.000 de femei sunt diagnosticate cu acest tip uh, de cancer, uh, care ocupă locul al patrulea în ceea ce privește mortalitatea prin cancer la femei. Uh, iar uh, la noi, în fiecare an se înregistrează, am aici niște de cifre, 4.343 cazuri noi. Deci peste 4.000 de cazuri noi de cancer de coluterin și peste 1.000 de decese cauzate de această boală. Deci este foarte grav. Din totalul cancerelor de coluterin diagnosticate anual în Europa, 7,5% provin din România. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea prin cancer de coluterin. Deci avem un loc fruntaș, din păcate. Și rata mortalității este de patru ori mai mare decât media Uniunii Europene. Acum, sigur că se, face, se va face această testare HPV care v-am spus că este foarte importantă. Pentru că virusul acesta are anumite tulpini care pot să fie anihilate de sistemul nostru imun. Deci este important să depistăm exact acele uh, tulpini care duc la, uh, în final la cancer. Da? Și uh, prin această depistare HPV uh, va fi uh, va fi un pas hotărător în, uh, în acest program de screening pentru reducerea mortalității, uh, pentru că femeile acestea vor fi ținute sub control. Vor fi tratate. O tulpină din aceasta foarte virulentă, care este un factor declanșator al cancerului, poate să persiste între 5 și 15 ani fără să dea manifestări spectaculoase. Dar și după 5 ani poate să dea un cancer, dar poate și după o perioadă mai lungă, după 15 ani. Vă întrebam mai devreme, chiar la începutul emisiunii. De ce considerați că este important în România, este important programul de screening național? Iată că datele statistice sunt și ele suficient de, da, de relevante și de elogvente ca să ne oferă un argument și un răspuns la acea întrebare. Care este mesajul dumneavoastră cu privire la rolul și importanța screening-ului? Deci, ceea ce ni se oferă prin acest program național de screening, este o mare șansă la viața normală și o mare șansă la sănătate. Da, deci mesajul meu pentru toate femeile este să învățăm încă de la vârste fragede să prețuim uh, viața sub aspectul menținerii sănătății. Noi, femeile, trebuie să învățăm să ne iubim mai mult și să ne prețuim. Respectul de sine înseamnă și uh, grija pentru sănătatea noastră. Și pe urmă mai avem datoria morală față de cei dragi ai noștri. Să le fim alături încă mulți ani de acum înainte, că oricum suntem perisabili. Da? Suntem expuși la atâta agresiune în fiecare zi. Și de ce să nu ne dăm o șansă la viață prin acest test simplu, acest test simplu, testul Papa Nicolau. Deci pot să spun că un simplu control ne poate salva viața. Și avem acum posibilitatea să facem acest lucru. Vă îndemn pe toate, toate femeile care sunteți frumoase, care sunteți aparent sănătoase, pentru că nimeni nu știe cât este de sănătos, să faceți acest test. Și ce să ne dorim? Să ne dorim sănătate, înțelepciune și respect de sine. Vai, ce frumos! Vă mulțumim foarte frumos pentru toate cuvintele deosebite pe care le-ați spus și pentru căldura cu care ați reușit să transmiteți acest mesaj. O ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Putem vorbi și despre un rol al bărbatului în creșterea gradului de conștientizare a femeii de suport în caz de patologie, de îndrumare către control? Bineînțeles, bineînțeles. Iar vă spun că nu am decupat uh, niciun moment bărbatul din acest uh, mare scenariu al uh, prevenției cancerului de col. Și aici vorbim, deci doar, doar, nu trebuie să spunem lucruri multe. Uh, vorbim de uh, de bărbatul specialist ginecolog, vorbim de bărbatul medic de familie, vorbim de prieteni, vorbim de soț. Deci, uh, toți poți fi incluși în acest mare proiect care are acest scop important de a, de a prețui viața, de a reda viața, deci pentru o finalitate fericită pentru femei. Deci oricum este foarte important și cuplul și este important pentru toată lumea, nu numai pentru femei, ca să ne menținem sănătatea și toți trebuie să-și mențină sănătatea. Și, în final, aș încheia cu o imagine sugestivă, o imagine, cum se spune, cât o mie de cuvinte. Și toată lumea poate să o vadă și să tragă o concluzie. Doamna profesor universitar dr. Anca Ileana Sin, vă mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi și pentru mesajul călduros pe care l-ați transmis tuturor celor care ne urmăresc, pentru, pentru contribuția pe care ați avut-o astăzi prin ceea ce ați furnizat ca și informație în creșterea gradului de conștientizare a riscurilor și, automat, în beneficiul prevenției. Eu vă mulțumesc pentru că am avut prilejul să transmit mesaje importante tuturor femeilor și nu numai, și vă doresc în continuare să faceți emisiuni la fel de frumoase și de interesante pe care le așteaptă atâta lume vă mulțumim foarte frumos. Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și nu uitați, poți să previi, testează-te la timp. Cancerul de coluterin este unul dintre puținele tipuri de cancere care poate fi prevenit. Efectuarea controlelor ginecologice regulate și a testului Babes Papa Nicolau asociat cu testarea HPV, eliminarea factorilor de risc, sunt recomandările specialiștilor. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, rămâneți bine!